Bă, grei viața asta de șoferie. Dar e faină, mă. E faină. Drumuri bune. Hai, da. Refer la faptul că acum cursele sunt foarte rapide, ai timp exact când să ajungi să încarci, ai timp exact când să ajungi să descarci dată, oră, trebuie să fii la minut, la încărcare sau la descărcare în funcție de cum ți-a dat-o dispecerul tău. Iar de cele mai multe ori, cursele astea sunt foarte bine calculate și nu prea dă răgaz să pierzi timpul aiurea. E strict calculat să conduci, să-ți faci pauzele și să ajungi la ora cerută. Astfel, dacă întâlnești un coleg și ar avea nevoie de ajutor, spre exemplu, să schimbe o roată sau să facă ceva, reparații la camionul său, nu prea ai timp să oprești, să pierzi lângă el ajutându-l o oră, două, pentru că imediat vei fi sunat de firmă că vei întârzia la destinația ta. Ăsta cred eu că ar fi principalul factor ce duce la dispariția colegialității. Dar ar mai fi și faptul că am ajuns noi românii să ne furăm între noi, să ne mințim între noi, în așa fel încât prefer să stai singur, să nu mai asculti tot felul de minciuni sau să riști să fii curat pe față. Cum am mai văzut prin diferite cupuri, spre exemplu, colegul mi-a furat butelie, a stat cu mine pe parcare și după mi-a furat butelie.
să vezi, se întâmplă și astfel de lucruri. Asta e. Un alt factor este și tehnologia, telefoanele, internetul, tablete, televizoare, ce am mai văzut pe la alți colegi. Te fac să stai mai mult în cabină și să nu cobori la socializare directă cu cei de lângă tine, colegii parcați, la asta mă refer, colegii din parcare. Atunci când vezi că parchează un coleg lângă tine, imediat trage perdelele și se bagă o mor la somn la o dignă pentru că munca în așa fel încât în majoritatea timpului pauzele fixe, deci ai făcut 11 ore după care trebuie să-i dai să pleci. Și din cauza asta omul una, e obosit, a lucrat poate 15 ore, poate 13 ore, e obosit. Trage în parcare, trage perdelele, mănâncă ceva, să mai uit un pic pe telefon și apoi la somn. Iar pe weekend, colegii care fac comunitate și își fac pauzele săptămânale, nu știu, prin parcări, cel mai mult timp stau singuri. Rar se mai copiază, cum auzisem eu la vechii noștri colegi, la bătrânii noștri, cum povesteau că se întâlneau nopțile și stăteau, că se întâlneau în parcări și stăteau cu nopțile. Cam astea cred eu că sunt cauzele ce duc la dispariția acestui fenomen numit colegialitate. Și cred că nu sunt șanse să reînvie acest fenomen. No, cam atât cu acest clip. V-aș ruga să vă spuneți și voi părerile acolo în comentarii. Sau dacă am omis eu ceva, să-mi spuneți, să-mi face plăcere să vă răspund. Vă citesc toate comentariile, chiar că nu sunt ele așa mult. Poate vă răspund la toți. Iar până data viitoare, dați acolo cu like-ul, comentariul și dacă nu v-ați abonat, dați acolo abonare. Să cresc și eu mai repede canalul ăsta, care tot stagnează. Până data viitoare, voi țineți acolo aproape, eu am fost. La revedere!